Haideți să luăm un cadru cu rănirea porumbeilor. Este ora 15 și 19 minute. Facem un scurt cadru pentru a trimite colegilor noștri din țară, pentru a observa că ne interesează starea porumbeilor dânșilor. Am fost în Tancioc, am cumpărat mâncare. Mă refer la 10 saci de grâu. Mai avem provizii 2 saci de bobițe. Haideți să vă fac un scurt. Ia uitați aici bobițe, nici acasă nu mănâncă ei. Problema noastră nu este hrănirea porumbeilor sau adăparea. Problema noastră este vremea, care totuși se chinuie. Avem o speranță că se chinuie să se îndrepte. Haideți să luăm un cadru general așa. Nu e chiar vreun lux de vreme afară. Astăzi ne-a tot plouat, ne-a tot băutut vântul, de aceea nu am lansat porumbeii și am preferat să mai rămânem o zi cu ei. După cum vă spuneam, avem toate condițiile necesare pentru a menține starea tehnică a campionilor la cel mai înalt nivel. Ne-am odihnit și noi, s-au odihnit și ei. O zi în plus stat în mașină, nu e chiar așa de mare necazul. Să sperăm că mâine vom putea lansa porumbeii. Haideți să o luăm și un cadru cu sursa de grâu, care, vă spun sincer, este de cea mai bună calitate. Nu este absolut mucigăit deloc, este foarte uscat. Le dăm un fel de amestec în această seară, un fel de versele larga, să zic așa. Un champion plus autohton. După cum vă spuneam, porumbeii sunt în stare foarte bună și sperăm ca mâine să putem să-i punem în libertate. Cei de la Nicolae v-au beneficiat la fel de aceeași tratament, chiar dacă nu sunt eu acolo. Porumbeii au fost hrăniți corespunzător, atât că i-a plouat foarte rău astăzi, ca și locație, nu pe porumbei, în niciun caz. Vă mulțumim mult!